Bună, ce faci? Îmi aranjez. Eu fac parte din categoria zâne. Și eu din categoria celor foarte deștepți. Am și ochelari. Am fost acuzată. De fapt, nu știu dacă am fost acuzată. Mi s-a spus că atunci când spun că fac parte din categoria zânelor, îi desconsider pe ceilalți. Eu mă poziționez undeva acolo, într-o categorie specială, bine cotată, iar ceilalți sunt niște zero, niște nimic pe lângă mine. Da, și la mine. Uite, eu chiar și arăt și par deștept. Nu inspir uneori încredere, pentru că... Acum ești deștept? Uite, acum mă simt mai bine. Eu zic că ești prost acum. Acum chiar mă simt un pic mai bine. Și văd mult mai bine. Genul ăsta de, cum să zic, îmi place să mă simt deștept, știi? Și îmi place să mi se spună, dar pe undeva îmi dau seama că și știu eu în care elemente, ale, aspecte ale vieții mele, sunt un mare prost. Vezi tu, noi trăim în dualitate, în bine și rău, în frumos și urât, pentru că nu le-am putea defini una fără cealaltă. Și atunci, important este să căutăm să înțelegem simultan acest aspect al vieții. Gândiți-vă la un lucru. Da, fac parte din categoria zânelor, dar în același timp fac parte din categoria scorpiilor. Ele există. Știam eu. Da, sunt scorpie și îmi place. Sunt momente în care se manifestă. Problem tehnic, am revenit. Sunt rea, sunt afurisită, vedeți? Viața nu mă lasă să spun chestia asta. Dar în același timp, uneori sunt bună, sunt drăguță, îmi plac oamenii. Depinde de moment și de ce se manifestă în acel moment în viața mea, ce evenimente sunt în jurul meu, ce oameni sunt în jurul meu, pe ce butoane mă apasă acei oameni. Practic, în ființele noastre sunt găzduite și zâne, și scorpii, și proști, și deștepți, și frumoși, și urâți, și nesimțiți, și oameni cu bun simț. Noi suntem un întreg. Un întreg. Și în momentul în care refuzăm o parte din noi, da, refuz partea de scorpie, nu mai sunt întreagă. Pentru că sunt momente în care este nevoie și este necesar să mă comport ca o scorpie, pentru că poate atunci cei din jurul meu nu înțeleg acest lucru. Sunt momente în care manifest prostia monumentală. Dacă eu refuz prostia, eu spun că nu sunt niciodată proastă, sunt tot timpul deșteaptă. Corect. În acel moment refuz normalitatea că nu știu orice. Sunt lucruri pe care nu le știu și e firesc să nu le știu. Nu sunt Enciclopedia Britanică. Cum ne nu găsim sunt puterea asta? Puterea asta de a accepta, să zicem, părțile din noi care nu sunt în topurile calităților, ci sunt jos. Specialiștii și unul deștept, așa, Jung îl chema, de care poate unii știți, spuneau să ne acceptăm umbra. Aceste bucăți de scorpie, de prostie, de nesimțire, de urâțenie, fac parte din acea categorie care nu este acceptată social. Care societatea spune, dacă ești nesimțit, nu ești bun, nu ești acceptat, nu te primim în comunitatea noastră. Dacă ești scorpie, nu ești ok, nu te primim alături de noi. Și în acel moment, ce avem de făcut? Ne acceptă societatea, stăm să ne accepte societatea și atunci suntem doar frumoși, doar buni, doar minunați? Sau spunem, nu, eu sunt și așa și așa. Vreți să mă acceptați așa? Așa sunt eu întreg, nu așa întreagă. Și îți recomand și ție să fii cristian întreg. Da, și păi eu sunt, bunele... eu când sunt prost, și ce bine mă simt. Atunci parcă mă simt mai întreg. Te bucuri de prostia ta? Da. Atunci parcă sunt mai întreg. Vă recomand să vă luați câteva minute să vă gândiți la această parte din voi pe care o respingeți și pe care nu o acceptați și care vă enervează când o vedeți în alții. Pentru că vă deranjează când o vedeți la alții. Pentru că vă uitați ca într-o oglindă. Când cineva este nesimțit și vă deranjează, vedeți de fapt propria nesimțire pe care nu vreți să o acceptați. Pentru câteva minute, luați-vă timp, uitați-vă la voi,
la frumusețea voastră, la zânitatea voastră, sau uitați-vă la urâțenia voastră, la nesimțirea voastră, la ceea ce e urât, ce considerați voi sau societatea că este urât în voi. Și căutați să deveniți întregi. Și nu uitați că de curând surpriza pe care vă o pregătim este foarte, foarte. Vă salutăm și vă dorim o zi excelentă în continuare. O zi minunată.